Agenții economici din județul Giurgiu propun 85 de locuri de muncă vacante în perioada 23-29 martie. Majoritatea posturilor vacante se adresează persoanelor cu studii medii și profesionale. Se caută persoane calificate și necalificate în meserii ca barman, bucătar, coafor, confecționer, cosmetician, electrician auto, femeie de serviciu, fochist, frizer, infirmieră, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, manicurist, manipulant mărfuri, mecanic utilaje, muncitor necalificat, operator introducere validare prelucrare date, operator chimist, ospătar, șofer autocamion, spălător vehicule, tapițer, tâmplar universal, tinichigiu, vopsitor industrial, vulcanizator, electrician sau sudor. Celelalte locuri de muncă disponibile, 25 la număr, sunt pentru persoane cu studii superioare și post-liceale. Administrator financiar, agent de vânzări, bibliotecar, casier, consilier debutant, consilier, contabil, director economic, economist, educatoare, guvernantă, inginer mecanic, inspector de specialitate, medic veterinar, instructor de educație. Aproape 400 de locuri de muncă sunt în spațiul Uniunii Europene, puse la dispoziție prin intermediul rețelei EURES. Cele mai multe posturi le-am primit din Marea Britanie. Sunt 58 de posturi de bucătari, un post de șofer profesionist și majoritatea, adică 150, de asistente medicale și îngrijire persoane. Pentru toate aceste posturi se solicită experiență și, în primul rând, cunoașterea limbii engleze nivel mediu. Persoanele interesate pot obține mai multe informații referitoare la posturile disponibile atât în județul Giurgiu, cât și în țări din Uniunea Europeană, la sediul AGFM Giurgiu.